Bună ziua și bine v-am regăsit la Escu TV. Astăzi vom avea un dialog cu domnul Bogdan Mănoiu, ambasadorul României în Canada. Mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Iată, ne suntem într-un parc, nu departe de ambasada României. A venit în sfârșit și soarele aici în Canada. Câteva cuvinte despre parcursul dumneavoastră diplomatic. În primul rând, țin să vă adresez mulțumiri pentru inițiativa de a organiza această discuție. Mă bucur și foarte mult să mă aflu din nou în dialog cu dumneavoastră. Aveam de gând să vă adresez mulțumiri pe parcursul interviului, dar cred că este un moment foarte bun să o fac acum. Ați fost un colaborator excelent în perioada de pandemie. Țin să vă adresez și pe această cale toate mulțumirile pentru promptitudinea cu care ați utilizat și valorificat informațiile pe care vi le-am transmis legate de situația călătoriilor din Canada în România, călătoriilor din România în Canada în contextul pandemiei. Toate informațiile, evident, vizându-i pe români, pe cei care se află în Canada cu statut temporar în primul rând, apoi pe cei care se află cu statut permanent. Câteva cuvinte despre parcursul meu. Da, am sosit la post în Canada în octombrie 2018. Sunt diplomat de carieră, ați făcut referire la calitatea mea. Simt nevoia să fac o precizare în calitate de diplomat cu o vechime de 25 de ani în Ministerul Afacerilor Externe. Am obținut gradul diplomatic de ambasador la sfârșitul anului 2014, însă în Canada am fost numit prin decizie a Ministerului Afacerilor Externe în calitate de însărcinat cu afacerea din interim. Deci, în raporturile mele cu Ministerul Federal al afacerilor externe, dețin calitatea de însărcinat cu afacerea din interim. De altfel, ați mai fost în Canada acum 20 de ani, nu? Mai bine de 20 de ani. Primul post din cariera diplomatică a fost în Canada. Am făcut deja un post la Ottawa, la aceeași ambasadă, bineînțeles pe un cu totul alt rang. La vremea respectivă eram atașa diplomatic, am început ca atașa diplomatic. Primul meu post din carieră, așadar, s-a desfășurat la Ottawa. Ați încheiat această misiune în 2000. În 2000, da. Deci iată că ne revedem după 20 de ani aici în Ottawa. Care sunt principalele puncte de colaborare între România și Canada pe plan politic, militar? Da, sunt câteva domenii de excelență în raporturile bilaterale. În primul rând este cooperarea militară. Aș da un singur exemplu în acest sens. Anul trecut, la capătul unor discuții intense, fructuoase, benefice atât pentru Canada cât și pentru România, România a preluat responsabilitatea contribuției naționale în cadrul misiunii de pace ONU din Mali, MINUSMA. Este deja o practică, bineînțeles, din păcate întreruptă de pandemie, în ceea ce privește întâlnirile la nivelul bilateral, la nivelul ministrilor apărării. Ultima întâlnire în acest format s-a consumat în contextul ultimei reuniuni NATO pe dimensiunea militară, care a avut loc în februarie.
Apoi aș menționa cooperarea economică. Există perspective foarte clare pentru intensificarea cooperării economice în domeniul nuclear civil. România este singura țară membra a Uniunii Europene care are pe teritoriul său o centrală nucleară bazată pe tehnologia CANDU, canadiană. Ori sunt în exploatarea reactoarelor nucleare, sunt perioade de modernizare, momente în care sunt necesare operațiuni de modernizare. Este bună oară cazul reactorului 1, iar în privința retehnologizării reactorului 1, deja discuțiile sunt avansate în dialogul dintre România și Canada. Una dintre realizările importante ale diplomației românești în relațiile cu Canada a fost eliminarea vizelor pentru românii care doresc să viziteze Canada în 2016, în decembrie, dacă nu mă înșel, chiar de ziua României. Da, a intrat în vigoare în 2017 pe deplin, la mijlocul anului pentru cei care călătoriseră deja în Canada, iar în decembrie pentru toți ceilalți cetățeni români. Imediat după eliminarea vizelor, au apărut în presă informații care păreau a fi alarmante datorită creșterii foarte mari al numărului de cereri de azil politic. Se vehicula, este poate mult spus vehicula, dar existau preocupări legate de posibilitatea ridicării, reintroducerii acelor vize. Care este situația în acest moment? Numărul de cereri de azil au crescut, au scăzut? Nu. Întrebarea este foarte corectă. A existat o creștere în prima parte a perioadei care a urmat deciziei de eliminarea vizelor, respectiv la începutul anului 2018. Până, să spunem, prin luna mai, după care tendința s-a consolidat de descreștere, iar această tendință de descreștere, confirmată până în acest moment, nu s-a produs la întâmplare. A fost rezultatul foarte bunei cooperări care s-a dezvoltat în timp între România și Canada, România prin intermediul ambasadei de la Ottawa și Ministerul pentru Imigrație, Refugia și Cetățenie din Canada. Am beneficiat în toată această perioadă de cooperarea, de implicarea, de profesionalismul impecabil al atașatului de afaceri interne care funcționează în cadrul ambasadei. Au existat măsuri concrete în această privință care au ajutat, care au contribuit la instalarea acestei tendințe de descreștere. Poate cea mai vizibilă și de impact măsură a fost eliminarea pașapoartelor temporare ca documente pe care sau documente prin intermediul cărora să se poată obține ETA, autorizații electronice de călătorie. Ne bucurăm că suntem în continuare pe drumul cel bun din acest punct de vedere. Aici în Canada se întâmplă destul de rar să primim vizita oficialităților române. Ultima oară, dacă nu mă înșel, a fost în 2016, când am primit pe primul premierul României de atunci, domnul Dacian Cioloș. V-aș întreba din ce cauză vizitele sunt atât de rare, contactele nu sunt neapărat foarte, foarte dese. E din cauza distanței, e din cauza faptului că poate că nu reprezentăm o
o masă critică suficient de importantă, nu sunt atât de mulți români în Canada ca și în Uniunea Europeană, după care v-aș ruga să ne spuneți dacă sunt în curs negocieri, discuții pentru a primi vizita oficialităților române. De la sosirea mea la post a fost una dintre preocupările majore să intensificăm cooperarea pe această dimensiune, respectiv să convenim un program de vizite cu frecvențe ceva mai mare. Asta cu referire în mod corect la vizita din 2016 a primului ministru Dacian Cioloș. Mandatul acelei vizite era concentrat în bună măsură pe semnarea, dacă vă duceți aminte, pe semnarea acordului de securitate, liber schimb, acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și Canada. N-aș spune că România este mai importantă pentru Canada sau Canada este mai puțin importantă pentru Canada sau Canada este mai puțin importantă pentru România. Trebuie să ținem cont de faptul că există instanțe internaționale în care autoritățile celor două țări intră în dialog. România și Canada sunt ambele state membre ale NATO. NATO are un program foarte intens de întâlniri. Sunt întâlnirile la nivel politic, la nivel de miniștri de externe, la nivel de miniștri de apărare, iar aceste împrejurări sunt folosite de regulă pentru stabilirea de contacte bilaterale. Este adevărat, din nou, pandemia a avut are impact asupra acestor reuniuni care nu se mai realizează în format fizic, ci în format virtual prin videoconferință. Însă, în trecut, până la declanșarea pandemiei, inclusiv cadrul NATO era utilizat pentru stabilirea de întâlniri. Rămâne însă adevărat că este foarte important și pentru noi și pentru Canada să intensificăm dialogul politico-diplomatic prin vizite prin vizite reciproce. De aceea, de la începutul anului, m-am concentrat pe realizarea în principal a două vizite în Canada. Vizita ministrului economiei și vizita ministrului apărării. Bineînțeles, fără să omit, poate concentrându-mă în primul rând asupra vizitei realizării unei vizite a ministrului afacerilor externe în Canada. Pentru vizita, sau hai să spunem, cele mai solide perspective de realizare sunt legate de vizita ministrului economiei. Pentru că, revenind la ceea ce am spus anterior, cooperarea economică în domeniul nuclear civil are perspective foarte nete de dezvoltare. Ambasada României, dumneavoastră, echipa dumneavoastră, cum ați reușit să vă adaptați la nou context? Care au fost provocările la care a trebuit să răspundeți? Care este, până la urmă, impactul acțiunilor dumneavoastră în ceea ce ați avut de făcut în această situație, în acest context deloc facil? Absolut. Și asupra activității ambasadei, pandemia a avut un impact cât se poate de concret. Am continuat să lucrăm. Colegii mei, eu însumi, mergem la birou, am mers fără întrerupere de la impunerea măsurilor restrictive în Canada. Singura diferență, și este o diferență notabilă, a constat în întreruperea contactului cu publicul. Aceasta nu înseamnă că am întrerupt acordarea de servicii consulare. Noi efectuăm servicii consulare în continuare, fără întrerupere, dar oferim acele servicii consulare care nu presupun contactul direct cu publicul, pentru că și activitatea noastră a fost modificată în sensul respectării
măsurilor de prevenție, măsuri de protecție sanitară, exact cum se petrec lucrurile și în Canada, în mod special în Ottawa. Chiar și vă pot spune că instrucțiunile pe care le primim în mod regulat de la București fac referire, în primul rând, la evoluția situației epidemiologice din plan local și la măsurile care se adoptă pe diversele paliere de reglementare, începând cu Municipalitatea Ottawa și terminând, bineînțeles, cu palierul federal, trecând prin nivelul provincial. M-a preocupat în mod special în această perioadă să venim în întâmpinarea românilor cu informație utilă referitoare la călătoriile, la modul în care se pot efectua călătoriile din Canada în România și din România în Canada, având în vedere diversele restricții care au fost adoptate. Aș elabora puțin pentru că traversăm perioada de pandemie, nu știm când se va încheia. Speranțele tuturor și ale noastre deopotrivă se îndreaptă către cei care depun eforturi pentru dezvoltarea unei căi de imunizare, probabil un vaccin sau în completare cu un tratament eficace pentru însănătoșirea celor afectați de contaminați de noul coronavirus. Am încercat să venim în întâmpinarea românilor cu, așa cum spuneam, cu informații legate de diversele restricții care au fost adoptate în țară. Și aș lua un exemplu concret. V-aș propune să discutăm puțin la concret legat de călătoriile din Canada în România și apoi călătoriile din... Da, mai ales că vine vara, deja exact. A venit și românii de aici din Canada și românii din România sunt foarte, foarte curioși, foarte interesați să afle care sunt condițiile în care putem să vizităm România sau... Da, da, clar. Legat de călătoriile din Canada în România. Există o măsură coordonată la nivelul întregii Uniuni Europene care stabilește ca până la 15 iunie, acesta este termenul pe care îl avem în vedere în acest moment, să rămână în vigoare, să fie în vigoare interdicția de intrare stabilită pentru străini. Informația este utilă pentru românii cu cetățenie dublă, pentru cei care au cetățenie canadiană și doresc să călătorească în România cu pașaportul canadian. Sugestia, recomandarea noastră este ca, în măsura posibilului, dacă acești români, neavând în situația în care nu au pașaport românesc valabil, decid să călătorească cu pașaportul canadian, și se află în proximitatea ambasadei României sau a consulatelor generale, să solicite un titlu de călătorie. Pentru că este atât document de călătorie, cât și document de legitimare, iar îmbarcarea la plecarea din Canada nu va ridica probleme. Avem experiențe, pentru că i-am rugat pe români să ne contacteze și să ne povestească experiența lor la plecarea din Canada până la sosirea în România și experiențe recente arată că posesori de pașaport canadian au putut să se îmbarce, deci atenție, triajul se face la îmbarcare de către compania aeriană, de către operatorul aerian, la îmbarcarea în Canada, da. Îmbarcarea a fost posibilă pentru că acel domn, vorbim de un domn care a călătorit cu pașaportul canadian, avea asupra sa un certificatul de naștere românesc și nu a întâmplat probleme la îmbarcare. Este de preferat dacă se află în situația de a fi în proximitatea unui oficiu românesc de carieră să solicite un titlu de călătorie și să călătorească cu titlul de călătorie în România. Dacă nu, să aibă asupra
să a cetățeanul respectiv un document care să ateste, din care să reiasă cetățenia română. În general, pentru informații legate de călătorie, le stăm la dispoziție prin toate comunicatele pe care le-am transmis și pe care le-am postat, fie pe site-ul ambasadei, fie pe Facebook, în contul ambasadei, fie prin intermediul dumneavoastră, pentru că vi le-am trimis cu regularitate dumneavoastră și dumneavoastră le-ați folosit. Revin, le adresăm rugămintea să ne contacteze. Dacă după 15 iunie persistă această măsură coordonată la nivelul Uniunii Europene, recomandarea către cetățenii români este să circule cu un document românesc, ori pașaportul românesc valabil, ori un titlu de călătorie. Dacă sunt în imposibilitatea de a circula în acest mod, să aibă asupra lor documente din care să reiasă cetățenia română. Acum, referitor la ce spuneați legat de măsura de autoizolare și toate celelalte măsuri conexe instituite prin norma românescă. Știți că din 18 mai, România pentru 30 de zile se află în regimul de stare de alertă. Există mai multe măsuri care au impact asupra călătoriilor din Canada în România. Există în continuare o interdicție stabilită pentru operatorii comerciali de zbor care aveau curse dintr-un număr de 12 state către și este valabilă și reciproca curse din România către cele 12 state. Este valabilă măsura cel puțin până la încheierea perioadei de stare de alertă, respectiv în mijlocul lunii iunie. În această perioadă, pentru cei care ajung în România până la ridicarea stării de alertă, în ipoteza că se ridică, ea poate să fie prelungită în funcție de situația epidemiologică, românii trebuie să știe că nu mai există obligația de carantinare. Deci nu mai există acea zonă roșie care a fost valabilă în perioada stării de urgență. Însă, pentru orice persoană, inclusiv pentru români, care vin din străinătate până la termenul stării de alertă, există obligația de autoizolare. Această informație, în completare cu informația pe care o pot găsi pe site-ul nostru, pe contul de Facebook, ne pot crea o imagine fidel asupra realității. Dacă însă în continuare există nelămuriri, noi le stăm la dispoziție la numerele de telefon care sunt afișate pe site sau în contul de Facebook, pe pagina de Facebook. Avem în mod special, sunt relevante în această perioadă, un număr de telefon dedicat la secția consulară, este un număr de fix dar dedicat pentru activitate consulară și un număr de mobil la care se răspunde 24 din 24, este numărul de urgență. Așa că sfatul nostru este că atunci când există neclarități să ne sune, să ne apeleze înainte de a începe călătoria.